numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Să ne bucurăm cu toții în Domnul, celebrând ziua de sărbătoare în cinstea tuturor sfinților. De mărirea lor se bucură împreună cu noi toți îngerii și într-un glas laudă pe Fiul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite zile voastre, părinți, concelebranți, ați persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, prezenți în catedrala noastră în această zi, în această seară, dragi iubiți credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului. Să ne bucurăm! Să ne bucurăm că avem astăzi această sfântă ocazie de a intra în comuniune cu toți sfinții, a-i admira și a căuta să-i urmăm. Să ne bucurăm că în această zi facem memoria acelui moment de consacrare a acestui altar și acestei biserici catedrale, în anul 2005, în ziua tuturor sfinților. Și astăzi mai avem un motiv de bucurie că împreună cu Sfântul Părinte Papa Francis și cu întreaga biserică să ne îndreptăm deja din această seară cu gândul spre cei care fac parte din biserica, aflându-se în biserica suferitoare în purgator, cu gândul spre toți răposații noștri, mai ales în această seară aici în catedrală, i-am intim pe episcopii care au lucrat în dieceza noastră, în istorie, și pentru toți preoții, paroc sau vicari. Mâine vom face același lucru la 10 cu seminarul nostru, pentru toți cei care au lucrat în seminar, împreună cu părinții profesori și seminariști. Ne dispunem acum ca să intrăm în comuniune cu toți, și cu cei de pe pământ care fac parte din biserică și se roagă pentru a-L preamări pe Dumnezeu, pentru sfinții săi și a-L preamări pe El în sfinții săi. Ne dispunem acum să ascultăm cuvintele sfinte, predica și să înălțăm rugăciunile noastre prin celebrarea jertfei sfinte liturghii din inimi curate. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Christ, ever, ever, he's all.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pace in quale ondate, laudamus et benedicamus, glorificamus in gratia sagitum. Gloria, gloria, pace pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Care șezi la dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, în întrumărirea Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dat bucuria de cinstie într-o singură sărbătoare, meritele tuturor sfinților, te rugăm că având în fața ta o asemenea mulțime de mijlocitori, să primim de la tine belșugul mudorit al îndurării tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigiliul Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, spunând: nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru.
și am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliul. 144.000 de însemnați, din toate triburile fiilor lui Israel. După acestea, am văzut și iată o mulțime mare, pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas puternic: Mântuirea aparține Dumnezeului nostru, Cel care șade pe tron, și mielului. Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe. Cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și îl adorau pe Dumnezeu și spuneau: Amin. Binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: Cine sunt și de unde vin cei care sunt îmbrăcați cu haine albe? I-am zis: Domnul meu, tu știi. Iar el mi-a spus: Aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului. Aceasta este generația celor care caută fața Ta, Doamne. Aceasta este generația fața Ta, Doamne. Al Domnului este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei care locuiesc în ea, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a stabilit peste râuri. Aceasta este generația care caută fața Ta, Doamne. Cine va urca pe muntele Domnului? Cine se va ridica în locul Său cel sfânt? Cel care are mâinile nepătate și inima curată, Cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte. Aceasta este generația Acesta va primi binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeu Mântuitorul Său. Aceasta este generația celor care îl caută pe El, a celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu, și suntem. De aceea lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu S-a arătat încă ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță în El devine curat așa cum El este curat. Cuvântul Domnului.
la mine toți cei osteniți și împovărați, spune Domnul, și eu vă voi da odihnă. Să fie cu voi. Și cu tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de el discipolii săi. Și deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și mințind vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Preasfințite, cucernici părinți, concelebranți, iubiți credincioși, solemnitatea tuturor sfinților ne prezintă astăzi cerul și pământul care se ating. Biserica triumfătoare, biserica din cer, biserica cerească unde au ajuns cei care, pe care îi comemorăm astăzi, și biserica ce este încă în drum spre cer, se interpătrund. Și atâne pe noi, celebrând în această seară, gândindu-ne la toți sfinții, absolut toți sfinții care sunt în cer, și gândindu-ne și la noi, la vocația noastră, cu speranța că vom ajunge și noi acolo unde au ajuns sfinții cunoscuți sau necunoscuți. Dacă vreți o asemănare, am putea să ne imaginăm acest cortegiu al nostru cu procesiunile pe care le facem. Merg în frunte deja preoții, ministranții, și lumea abia iese din biserică, și aproape când ne întoarcem la biserică, șirul de credincioși este încă pe drum. Am putea spune că cei pe care îi amintim astăzi, sfinții, deja au ajuns la ținta lor. Noi suntem încă în drum, în această procesiune lungă, cu speranța că vom ajunge cu bine acolo unde au ajuns ei. Iată, sărbătoarea de astăzi vrea să ne amintească nu numai de sfinții pe care îi cunoaștem, pe care îi întâlnim în diferite cărți, nici sfinții din calendar, care poate sunt câteva sute, nici sfinții din martirologiu sau acea colecție care, cartea bisericii care prezintă viețile sfinților cu
cu amănunte sau mai puține amănunte, unde am putea spune că sunt câteva mii de nume. Astăzi biserica îi celebrează absolut pe toți sfinții, după expresia Sfântului Ioan din Cartea Apocalipsului, așa cum spunea la prima lectură, această mulțime imensă, mare, pe care nimeni nu o putea să o numere, din toate neamurile, din toate triburile, din toate popoarele, din toate limbile. Și pentru a arăta imensitatea acestui număr mare de sfinți, Sfântul Ioan folosește și o cifră simbolică cu semnificații biblice profunde, 144.000. 144.000 înseamnă 12 înmulțit cu 12 înmulțit cu 1000, 12 triburi, 12 apostoli, 1000, cifra perfecțiunii. Iată, pentru a ne ajuta să ne imaginăm ce înseamnă această mulțime, Sfântul Ioan recurge la acest număr pentru a arăta mulțimea imensă acestor sfinți. Și cine sunt, de fapt, sfinții aceștia pe care îi amintim? Nu numai pe cei pe care îi cunoaștem. Dacă am face un interviu și am întrebat pe cineva să numească măcar 10 nume de sfinți sau 20, poate cu greu ar putea să găsească imediat numele acestor sfinți. Sfinții pe care noi îi venerăm astăzi sunt sfinții anonimi, sfinții necunoscuți, sfinții care au trăit retrași și nu au făcut zgomot în jurul lor, astfel încât numai Dumnezeu știe unde sunt și pentru ce sunt acolo, în cer. Între acești sfinți putem să ne gândim la cei comuni ai noștri, pot fi strămoșii noștri, pot fi bunicii, părinții, frați, rude, cunoscuți, prieteni, care au murit, dar care au murit cu speranța că îl vor vedea pe Dumnezeu, care au murit într-un moment în care și-au exprimat o căință profundă de păcate și Dumnezeu s-a milostivit de ei. Cineva spunea că atunci când intră într-o biserică, nu se roagă sfinților patroni ai bisericii respective, știți cum sunt la noi, Biserica Sfântul Anton sau Biserica Sfânta Tereza, dar se roagă pentru sfinții acelei biserici, adică pentru sfinții care au călcat în acea biserică. Și are dreptate, pentru că dacă ne gândim și aici, în această catedrală sau în catedrala noastră veche, câți sfinți, mii și mii poate, au călcat pragurile catedralilor noastre și astăzi se bucură în cer. La fel, un paroc de ziua tuturor sfinților avea o biserică cu multe imagini, statui, de obicei le învălea și lăsa biserica oarecum goală, fără imaginile sfinților cunoscuți care erau pictați, pentru a arăta că, intrând în biserică în acea zi, de fapt, sunt toți sfinții pe care pereții nu au putut să îi cuprindă sau nu au avut loc să fie pictați pe perete. Iată, sunt și este realitatea care trebuie să ne încurajeze și care să ne dea speranță. Tocmai această mulțime imensă și atât de oameni, atât de obișnuiți, oameni care au trăit pe pământ, oameni pe care i-am cunoscut, oameni care de multe ori am exclamat că e omul lui Dumnezeu, tocmai poate aceștia astăzi sunt în cer și pe aceștia biserica vrea să-i amintească. Și amintind de acest număr, ne amintește și de vocația noastră la sfințenie. Vocație care nu este doar pentru călugări și călugărițe, pentru cei care se retrag în convente, în mănăstiri, nu este o sfințenie rezervată preoților sau episcopilor sau sufletelor eroice, este o sfințenie asupra căreia biserica insistă începând de la Conciliul Vatican al II-lea, este sfințenia la care sunt chemați toți în virtutea botezului nostru. Sfântul Apostol Ioan, același autor al Apocalipsei, ne spune că vedeți câtă iubire ne-a dăruit Dumnezeu Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. E lucru mare. Dacă ne gândim bine, suntem copiii lui Dumnezeu.
Și dacă Dumnezeu este sfânt, trei ori sfânt, cum spune evreul, cu atât mai mult trebuie să ne gândim că și noi avem o scânteie, o fărâmă din această sfințenie semănată în inima noastră. Datoria noastră este ca să nu sufocăm această scânteie a sfințeniei care a fost pusă în inimile noastre în ziua botezului nostru. Iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan, dar nu s-a arătat încă pe deplin ce vom fi când vom fi în cer. Știm că atunci când se va arăta vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Ori starea Sfinților, iată cheia, este aceea de a sta în prezența Lui Dumnezeu, a-L vedea pe Dumnezeu așa cum este, a ne bucura de prezența Lui Dumnezeu care este Creatorul nostru, Tatăl nostru, este Cel care ne susține. Oricine are această speranță în El dobândește viața veșnică, spune Sfântul Ioan. Speranța noastră este, trebuie să fie trezită ori de câte ori noi celebrăm această sărbătoare. Un autor romancier francez, Léon Blois, spunea că are doar o singură tristețe și există doar o singură tristețe, aceea de a nu fi sfânt. Nostalgia după sfințenie, nostalgia după a trăi cu Dumnezeu și a trăi cu cei dragi care îl laudă pe Dumnezeu, trebuie să fie ceva normal care să le caracterizeze. E nevoie de sfinți. Giovanni Papini, în cartea sa Viața lui Hristos, la un moment dat face o rugăciune către Hristos în care cere sau dorește ceva deosebit. Dorește venirea neașteptată din nou a lui Iisus în mijlocul oamenilor. E adevărat că Iisus este prezent în multe feluri, în cuvântul Său pe care îl proclamăm de fiecare dată la liturgie, în pâinea euharistică, în diferite momente, dar e și mare confuzie actuală și decadență morală pentru care e nevoie de o nouă apariție a lui Iisus în mijlocul nostru ca să repropună ceea ce este adevărat, ceea ce este drept, ceea ce este sfânt. Tot ceea ce omenirea a putut să facă de rău a făcut și constatăm acest lucru, câte rele sunt pe lume. Poruncile sunt călcate frecvent. Fericirile care ne invită la o viață de intimitate cu Dumnezeu, spune Giovanni Papini, sunt luate în râs. De aceea, spune el, astăzi este nevoie de o nouă întâlnire cu Iisus. Întâlnire care să repropună lumii Evanghelia Sfințeniei. Iată, sfinții care au trăit și care continuă să trăiască în mijlocul nostru, au darul să repropună această evanghelie a bunătății, a fericirii. Iisus Hristos se întoarce frecvent între noi, spune Papini, prin persoanele sfinte. Sfinții mărturisesc astăzi providența lui Dumnezeu în istorie și prezența milostivă a lui Hristos, Sfântului Dumnezeu. Uitându-ne și considerând viețile sfinților pe care îi cunoaștem, dar astăzi, într-un mod special, gândindu-ne la Magdalenele care se apleacă încă mai departe pe picioarele celor săraci, sau bunii samaritani care se apleacă asupra celor răniți și intervin cu multă duioșie, sau bătrânele care continuă să-și ofere bănuții lor, obolul lor pentru operele de caritate, putem spune că sunt. Trebuie să avem ochi și trebuie să avem inimă să-i observăm. Sfinții nu fac lucruri zgomotoase, nu trag clopotul atunci când trec prin fața noastră. Un om sfânt poate sta undeva în dosul unui stâlp al bisericii și se roagă rozariul. Un sfânt poate să stea undeva ascuns fără să-și ridice privirea într-un colț al bisericii, fără să atragă atenția că este numai decât o persoană plină de credință. Sfinții sunt de obicei tăcuți, sunt retrași. Iată de ce Evanghelia de astăzi
vorbind despre, prezentându-ne fericirile, ne prezintă de fapt calea prin care noi putem să ajungem la această sfințenie pe care o dorește Biserica. Fericiți! Ce este mai frumos decât a fi fericit? Și fericirea este sufletul fiecăruia dintre noi. Nu cred că este cineva care nu dorește să fie fericit. Depinde însă cum și pe ce cale o apucă să fie fericit. Unii spun fericit ești dacă ai bani, alții fericit ești dacă te descurci și reușești să treci așa cu viclenie prin viață. Alții spun că ești fericit dacă îți satisfaci toate capriciile și te bucuri de ceea ce îți oferă lumea. Alții spun că ești fericit atunci când știi să te răzbuni, să pui la punct adversarul. Nu acesta este criteriul pe care îl oferă Iisus în Evanghelia de astăzi. Fericirea după care aspirăm este una normală. Fericiți, proclamă Iisus, 8 fericiri prin care spune că cei doar care sunt săraci în duh pot fi într-adevăr sfinți. Fericiți care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați, sau cei blânzi, sau cei cărora le este foame de dreptate, fericiți cei care fac, se implică pentru pace, fericiți cei curați cu inima. Un sfânt, iată, trăiește deja cu picioarele pe pământ acea sfințenie la care trebuie să aspire. Cine ia în serios și trăiește aceste fericiri în logica Evangheliei, după logica Evangheliei, poate să spere să ajungă într-o bună zi în rândul sfinților. Și cu toții avem această datorie, datoria noastră de a fi sfinți. Într-o zi, un ziarist, pe când trăia încă Sfânta Tereza Maica de Calcuta, un ziarist, voind un pic să o pună în curcătură, a întrebat-o: Maica Tereza, e adevărat că sunteți o sfântă? Ne închipuim ce ar fi răspuns unul sau altul dintre noi. Nu, vai de mine, cum, nu se poate așa ceva. Însă Maica Tereza l-a privit în ochi pe acel ziarist și a spus: cu toții suntem chemați la sfințenie, și matale, și voi toți care sunteți aici ziariști, sunteți chemați la sfințenie. O replică care l-a lăsat fără cuvinte pe acel ziarist. Cu toții suntem chemați la sfințenie, cu toții suntem chemați să trăim această viață așa, cu datoriile mărunte de fiecare zi, aplicând logica fericirilor. Nu e nevoie să se vadă lacrimile în ochii noștri ca să spunem că suntem fericiți dacă plângem. Nu e nevoie să fim săraci lipiți pământului și să nu ne îngrijim de o viață demnă. Nu este nevoie ca să spunem că nu avem voie să râdem, nu avem voie să ne bucurăm, să ne distrăm, dar toate cu limite și toate la locul lor. Și atunci, într-adevăr, sfințenia este posibilă. Dacă ne întoarcem la imaginea sfinților și vrem să facem și o aplicație concretă pentru noi, este un exemplu pe care am avut ocazia să-l spun și azi dimineață, celebrând liturghia, dar de multe ori sub diferite variante. Sfinții nu sunt modele perfecte, dar persoane care sunt pătrunse de Dumnezeu. Și mai precis, să-i asemănăm pe acești sfinți cu ferestrele care sunt la o biserică. Fie că este sticlă normală, fie că sunt vitralii, vedem când intră lumina prin aceste ferestre, intră lumina totală. Vedem și culorile și nuanțele de culori și imaginea care se luminează. Sfinții, am putea spune că sunt asemenea ferestrelor din biserici care permit intrarea luminii în diversitatea culorilor. Sfinții sunt frații noștri și surorile noastre care au primit lumina lui Dumnezeu în inima lor și au transmis-o lumii, fiecare după propria sa capacitate, după propria sa carismă. Și dacă avem exemple frumoase, luminoase în viața noastră, din cei pe care am cunoscut, este ca și o lumină care a trecut prin trânsii, lumina lui Dumnezeu, și am văzut bunătatea lor, evlavia lor, seriozitatea lor,
abnegația lor, dăruirea lor totală pentru opere de caritate. Iată ce sunt sfinții și iată unde trebuie să aspirăm în această zi în care noi îi amintim pe cei care se bucură de vederea feței lui Dumnezeu, care sunt fericiți, care sunt sfinții. Mâine ne vom îndrepta spre o altă categorie care întregește această comuniune a sfinților, împărtășirea sfinților pe care o mărturisim în crez. Este biserica care se purifică, biserica ce este în curs de purificare al celor care așteaptă această trecere a timpului pentru ca să ajungă și ei în slava lui Dumnezeu. Și îi vom cuprinde și pe ei mâine în rugăciunile noastre cu această speranță că și noi, după călătoria vieții noastre pământești, dorim să ajungem cât mai repede și cât mai direct posibil în paradis. Amin. Frăților preiubiți, în lumina textelor pe care le-am ascultat și a cuvântului Preasfințitului Aurel, noi știm că Sfinții au crezut, au iubit, au împlinit cuvintele Domnului. În această seară îi amintim pe ei și când ne gândim la noi, vrem să ne reînnoim și noi credința și speranța noastră că vom fi sfinți. De aceea, cu toată bucuria și încrederea, ne unim unul cu altul și mărturisim. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una Sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Frăților preiubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ, consacrat slujirii lui Dumnezeu, și chemat să crească purul în sfințenie, să înălțăm cu încrederea noastră, cu toată încrederea rugăciunea noastră. Doamne Iisuse Hristoase, bucuria tuturor sfinților! Fă ca sfințenia lui Dumnezeu să strălucească tot mai mult în cuvintele și faptele tuturor acelora care alcătuiesc biserica ta.
Te rugăm, ascultă-ne! Revarsă harul tău asupra Sfântului nostru Părinte, Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Petru, asupra Episcopului Auxiliar Aurel și asupra tuturor păstorilor sufletești, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul ce le-a fost încredințat de tine. Te rugăm, ascultă-ne! Celor care ți s-au consacrat, dă-le harul să tindă mereu spre perfecțiunea iubirii și astfel să fie imbold spre sfințenie pentru frații lor. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-i pe cei apăsați de suferință să o ofere Tatălui în unire cu pătimirile tale pentru mântuirea lumii. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite puterea Duhului Sfânt ca să ne transforme întreaga ființă, precum transformă pâinea și vinul în trupul și sângele tău. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește-i pe cei nepăsători din lâncezeală și primește-i cu milă părintească pe aceia care, cu suflet căit, se întorc la tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dă răposaților noștri să se bucure de contemplarea sfințeniei tale. Te rugăm, ascultă! Dumnezeule preasfânt, Tu dorești ca toți credincioșii Tăi să fie sfinți, asemenea Ție. Prin mijlocirea sfinților Tăi, dă-ne harul să-L urmăm necontenit pe Hristos, calea noastră, pentru că astfel să ajungem să contemplăm negrăita frumusețea feței Tale. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale spre lauda și amirea Dumnezeu, spre folosul nostru și al Împărăției. Plăcute să-ți fie, Doamne, darurile pe care ți le aducem în cinstea tuturor sfinților. Noi credem că ei se bucură de siguranța nemuririi. Dă-ne și nouă harul să simțim că se îngrijesc de mântuirea noastră. Prin Hristos, Domnul nostru.
tuturor. Domnul să fie cu voi. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ne dai astăzi bucuria de a privi cetatea din ceruri, Ierusalimul cel Sfânt, care este mama noastră, unde frații și surorile noastre, deja adunați împreună, cântă și preamăresc numele Tău. Noi, cei care călătorim pe pământ, ne grăbim spre patria cerească, bucurându-ne de soarta fericită a membrilor bisericii, pe care ni-ai dat ca prieteni și modele de viață. De aceea, uniți cu mulțimea nenumărată a îngerilor și a sfinților, cântăm cu bucurie imnul măririi tale. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numărul Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dorești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă,
nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale. Binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub pacă, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
să ne rugăm. Te adorăm, Dumnezeule, care singur ești sfânt și ești minunat întru toți sfinții tăi, și te implorăm să reveri șarul tău și asupra noastră, pentru ca, desăvârșindu-ne în plinătatea iubirii tale, să ne treci de la această masă la care ne-ai primit ca pelerin, la ospățul pregătit în patria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Fraților preiubiți, la sfârșitul acestei celebrări în care ne-am unit cu toți sfinții din cer, acum noi, toți cei de aici din catedrală, ne îndreptăm privirile spre ceruri, rugându-ne pentru răposații noștri, cu dorința ca ei să se roage pentru noi și astfel să formăm o adevărată unică biserică care îl caută pe Dumnezeu. De aceea, acum, în această seară, după tradiție, cum face și mâine același lucru toată ziua, ne îndreptăm în rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru episcopii, preoții și seminariștii care sunt și au fost în Iași. Acum îi amintim pe episcopii Nicolae Iosif Camilie, Iosif Salandare, Dominic Șachet, Alexandru Cisar, Mihai Robu, Marco Glazer, Petru Pleșcă. Pentru toți preoții care au activat la parochia Iași, ne rugăm. Dumitru Romila, Anton Gabor, Gaspar Wachmeier, Alfons Tonia, Iosif Pal, Carmil Tocanel, Ioan Părțac, Carmil Gherghel, Simon Iosif, Eduard Sechel, Dumitru Patrașcu, Ioan Jicman, Gheorghe Vameșiu, Anton Ghiurcă, Pavel Corvocaro, Francis Gârleanu, Ioan Gabor, Petru Gabor, Petru Martinescu, Isidor Mocanu, Dumitru Gabor. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletul acestor răpăsați amintiți, pentru care scumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcat cu Tatăl și purtați pe omerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, rog să vreajnică îngăran, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe ceia care pierdeară șarul baptismal. Ne natal lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl,
ca și pe Duhul Sfințitor. Către tine, Doamne, dintr-o adâncuri stric către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către tine, Doamne, Doamne, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru. Și nu ne duce pe noi
Bucură-te, Marie! Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Să ne rugăm, invocăm cu stăruință, Doamne, milostivirea Ta, pentru slujitorii Tăi, episcopi și preoți, care au lucrat cu sârguință pentru răspândirea împărăției, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică de lor, Doamne, să se odihnească în pace. Amin. Am unit în rugăciune să-i preamărim pe sfinții noștri și pe Dumnezeu și să îi însoțim pe răposații noștri. Dar nu uităm că noi suntem cei care avem cea mai mare nevoie de mijlocirea celor care sunt în ceruri sau cei care sunt în purgator, ca și noi să putem ajunge în pelerinajul nostru la fericirea veșnică. Anunțăm că mâine la 10 va fi această liturghie care amintim pe toți episcopii și preoții, mai ales preoții care au lucrat în seminar. Apoi la orele 2 este acea întâlnire pentru toți cei care se odihnesc în cimitir cu requiem solemn. Apoi și seara va fi o altă sfântă liturghie pentru toți răposații noștri. Ne rugăm mai departe în întreaga săptămână pentru ei, dorind ca noi să nu ne separăm niciodată de ei, și cu ei împreună să-L întâlnim pe Dumnezeu în fericirea veșnică. Domnul să fie cu voi! Și cu Duhul Tău! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului! Binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.